În urmă cu câteva zile a început ultima sesiune parlamentară din acest an, dar și din acest mandat. Deputatul hunedorean Ilie Toma și-a respectat cuvântul de a-l omagia pe eroul național Avram Iancu și în Parlament, ori de câte ori are ocazia. Și parafrazându-l pe Crăișor, și-a îndemnat colegii să lucreze cu spor pentru români. Stimați colegi, anul 2024 este anul omagial Avram Iancu. Sunt 200 de ani de la nașterea Crăișorului Munților, Măria sa Avram Iancu. La Țebia, duminică, 8 septembrie, am ținut evenimentul de comemorare unde au participat și colegi din Parlamentul României și le mulțumim în numele hunedorenilor, le mulțumim în numele românilor pentru că Avram Iancu, prin felul lui de a fi, ca bun român, nu este doar un mesager al Ardealului, este un mesager al tuturor românilor. Forma lui de administrare, forma lui de organizare a fost preluată și după primul război mondial, când Ardealul trecea la țara mamă, România, și aceeași formă de organizare era o debandată totală, a fost preluată și am reușit să fim cu toții buni români. Deci ori de câte ori voi avea ocazia în forul suprem al statului român, îl voi pomeni pe Măria sa Avram Iancu, care unicul vis al vieții sale a fost să-și vadă neamul românesc fericit. În Ardeal există o vorbă, se spune, zice: amu toți-s grei și zmei, dar le zice trâncălei că e numai vorba de ei. Hai să facem ce a făcut Avram Iancu și să spunem: no gata, no hai, la luptă pentru România. Vă mulțumesc! Doamne ajută!